Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară în ziua 26.10.2016, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de validare a mandatului de consilier local pentru domnul Chelaru Constantin, membru în Alianța Liberalilor și Democraților. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 anul 2016. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare și 4 diverse. Domnul Marin, sunteți de acord cu... Da? Mă bucur. Deci, e președinte de ședință de la întrebare? Dăm cuvântul acum președinte de ședință. Da, bine, mai bine. L-am împuternicit. E dama ta mandatul? Înțeles. Bine, lasă. Orice or fi să meargă. Sunteți de acord, domnul Romică? Să punem la vot? Cine este de acord? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Domnul Romit, parcă spuneați că aveți ceva de... Da, vedeți, la ședință avem și un clarificat. De clarificat, ca să știm să prindem... Stam cincia ta, care probabil mai să ne aduc ceva la cunoștință, nu? Da. Ești de acord să stai în toată ședința? Da. Da? Da. Atunci la diversul să discutăm și... Vrei să stai permanent lângă Romit, să știm. Poate așa, dar... Domnul președinte, când vrea eu stă, că aș putea spune să iau un loc distinct în sală. Am întrebat-o și pe dânsa, ca să știm. Am onoare. Ai onoroiu. Oare vin, a liberat. Deci comisia de validare de la alegerile din iunie se încheie procesul verbal. Păi trebuie să fac eu expunerea de motive. Așa. Deci să dea cuvântul tău acolo, președinte. Dăm cuvântul tău primar pentru expunere. Da. Deci având în vedere vacantarea postului de consilier al domnului Bontaș, care făcea parte din Alianța, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, având în vedere și adresa Partidului ALDE, filiala Bacău, în care spune conducerea filialei județene ALDE Bacău a analizat situația creată prin demisia domnului Bontaș Nicolae din funcția de consilier local și a hotărât să nominalizeze pe domnul Chelaru Constantin pentru a prelua mandatul devenit vacant. Precizăm că domnul Chelaru Constantin este primul supliant pe lista de candidați la alegerile locale din iunie 2016 pentru autoritățile publice locale din Comuna Ștefan cel Mare și întrunește condițiile pentru a îndeplini funcția de consilier local din partea Partidului ALDE Bacău. Solicităm ca în prima ședință a Consiliului Local să se supună spre validare preluarea mandatului de consilier local de către domnul Chelaru Constantin. Deci de aceea am inițiat acest proiect de hotărâre, având în vedere și adresa și vacantarea postului. Următorul pe lista Partidului ALDE este domnul Chelaru Constantin, care o să depună și jurământ și o să fie validat de către Comisia de Validare, care a fost aleasă odată cu validarea posturilor celorlalți consilieri. Secretar atunci a fost signat Marinel. Asta este dosarul, adresa și cu depunerea. Și Ciobotarul Nicolae. Și domnul președinte, proiectorul Leonard, care lipsește. Mulțumesc! Dar sunt, din trei sunt doi? Sigur. Îl invităm pe domnul Chelaru să depună jurământul în fața Consiliului Local. Domnul Chelaru, poftiți aici.
doamna secretarul o să vă citească jurământul și dumneavoastră, cu mâna pe bine, o să spuneți jur. La sfârșit doar jur și o să semnați, da? Stați-mi niciodată. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac... Numai un pic, numai un pic, doamna secretară. Vă rog să ne ridicăm cu toți în picioare pentru... Deci jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comune Ștefan cel Mare. Jur. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Mulțumim. Aici semnați. Așa, semnați și aici. Un exemplar al jurământului rămâne la dumneavoastră, dar unul la noi, da? Mulțumim. Deci aveți grijă ce ați jurat și cum o să vă comportați de-a lungul mandatului. A, membru nu mai aveți. Nu mai puneți în loc. Felicitări, domnul Chelaru. Să spune-le vădă. Da, spune-le vădă. Cum ai văzut ce-am văzut valetarea mandatului? După toată experiența de la PSD. Se supune la vot. Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Chelaru Constantin. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci cu majoritate de voturi. Plus unu. Avem unu. Nu poți. N-ai semnat, da, n-ai jurat. De acum înainte, domnul Chelaru o să facă parte din Comisia de Învățământ, Muncă și Protecție Socială, Sănătate și Familie. Spuneți și cu cine? Alături de... Alături de domnul Răileanu Ioan, care este președinte, Marin Romeo, secretar, Bonta și Ioan, membru, nu și Matieș... Dar cine e? Am zis membru. Membru, da, dar nu secretar. Am zis așa, Răileanu Ioan, președinte, da. Marin Romeo, secretar. Nu secretar. Nu așa sunteți? Nu, nu. Dați-mi să mă duc. Cum să poți? Păi cum v-ați ales? Nu s-o ales. Atunci să rămâne după ședință, rămâne să stabiliți, vă stabiliți secretarul la comisie. 2 minute după ședință, ne alegem secretarul. Ori președinte, ori secretar. Doar dacă îți dați la demisia, să fiu eu președinte. Minoritatea supune majorității întotdeauna. Întotdeauna ai răbrit la funcții mici, așa. Eu pot vădea de întotdeauna mai mare. Pentru punctul 2, trebuie să o invităm pe doamna contabilă, Stoica, să ne expun execuția bugetară pe trimestrul 3 anului 2016. Da, cred că trebuia să trecem la punctul 3 și după aia să... De acum... Am aruncat zarurile. Adică vrei să ne încălzim direct. Nu că nici punctul 3 nu este chiar atât de obiecte. Votat. Dăm cuvântul doamnei contabile să ne expună punctul 2. Bună ziua! O să vă prezint contul de execuție a bugetului local la trimestrul 3. Și o să dau citire, așa cum știți, însă e la venituri, pe urmă la cheltuieli. Vedeți cum s-au adunat și cum s-au cheltuit banii pe trimestrul 3. Impozit pe venit din transferul pe proprietăți imobiliare 3.000 de lei. Cote defalcate din impozitul pe venit, 85.000 de lei. Sume alocate pentru echilibrare, 207,74.000 lei.
alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital, 0,6.000. Impozit pe clădiri persoane fizice, 6,14.000 lei. Impozit pe clădiri persoane juridice, 5,48.000 lei. Impozit pe teren persoane fizice, 13,42.000 lei. Impozit pe terenuri persoane juridice, 0,34.000 de lei. Impozit pe teren extravilan, 12,06.000 lei. Taxă judiciară de timbru, 0,3.000 lei. Alte impozite și taxe, 5,84.000 de lei. Sume din TVA pentru cheltuieli descentralizate, 537.000 de lei. Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 59.000 lei. Impozite pe mijloacele de transport persoane fizice, 4,81.000 lei. Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice, 0,03.000 lei. Venituri din concesiuni, 5,46.000 lei. Venituri din prestări servicii, 4,5.000 lei. Taxă judiciară de timbru, 1,11.000 lei. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, 9,24.000 lei. Alte amenzi, penalități și confiscări, 4,02.000 lei. Taxă specială, 10,71.000 lei. Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, 0,13.000 lei. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare, 147.000 de lei în roșu. Subvenții primite din fondul de intervenții, 233.000 de lei. Total venituri, 1061,39.000 lei. O să dau citire la cheltuieli. La capitolul 51, cheltuieli de personal, 182,26.000 lei. Bunuri și servicii, 94,55.000 lei. La capitolul 54, alte servicii publice generale, bunuri și servicii, 1,15.000 lei. La capitolul 55, tranzacții privind datoria publică, dobânzi, 6,13.000 lei. La capitolul 56, protecția copilului, 33,09.000 lei. La capitolul 61, ordine publică și siguranță, cheltuieli de personal, 50,66.000 lei. Bunuri și servicii, 14,64.000 lei. La capitolul 65, învățământ, cheltuieli de personal, 316,83.000 lei. Bunuri și servicii, 40,84.000 lei. Asistență socială, 0,75.000 lei. La capitolul 67, cultură, recreere și religie, cheltuieli de personal, 6,49.000 lei. Bunuri și servicii, 1,49.000 lei. La capitolul 68, asistență socială, cheltuieli de personal, 4,57.000 lei. Asistență socială, indemnizațiile persoanelor cu handicap, 109,06.000 lei. La capitolul 70, locuințe și iluminat public, bunuri și servicii, 64,05.000 lei. Rambursare credit, 15.000 lei. Capitolul 74, protecția mediului, bunuri și servicii, 59,07.000 lei. Capitolul 84, transporturi, bunuri și servicii, 237.000 lei. Deficit, 175,59.000 lei. Asta a fost secțiunea de funcționare. O să dau citire la secțiunea de dezvoltare. O să încep cu veniturile. Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare, 147.000. 420265, finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, 1036,63.000 lei. Cheltuieli. La capitolul 51, activi nefinanciari, 16,8.000 lei. La capitolul 65, active nefinanciare, 12.000 lei. La capitolul 67, active nefinanciare, 72,06.000 lei. La capitolul 70, active nefinanciare, 12,37.000 lei. La capitolul 84, transporturi și drumuri, lucrarea de
PND-le de la drumul de la Rădeana, 1045,78 lei. Excedent 24,62. Deci la sfârșitul trimestrului 3, execuția bugetului local s-a încheiat cu un excedent din 92.950,27 lei. Asta a fost contul de execuții pe trimestrul 3. Dorește cineva să intervină? Supunem la vot execuția bugetară a Comunei Ștefan cel Mare pe trimestrul 3, conform 2016, anexa 1 și anexa 2. Anexa 1 e secțiunea de funcționare, anexa 2 secțiunea. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În majoritate? Ai scăpat, bă. Ai scăpat. Trebuie să spun eu ce cum am pus cu domnul Marin. Dacă ar tăcea, mi-aș pune o întrebare. Mulțumit, dar și dacă te obraz. S-a gândit să vă întrebi totuși ceva. Așa mai e. Da, mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru punctul 3, nu? Da. Având în vedere că a crescut numărul de școlari și preșcolari la școala de la Gutinaș, ne referim la Cătunul de Rom. Școala existentă este mică de acum, numai în cap. Doamna directoare a solicitat să facem o extindere, dar din lipsa fondurilor la bugetul local, am zis să accesăm pe fonduri europene, prin programul POR, Planul Operațional Regional, pentru extinderea și reabilitarea școlii existente. Pentru aceasta trebuie făcut, trebuie ca terenul să fie în domeniul public al comunei. Au venit cei de la firma de proiectare, respectiv cei de la ridicările Topo, și noi avem în inventarul domeniului public 2000 de metri pătrați la Gutinaș. Cei de la proiectări au găsit 2571 de metri. Dar și aici este greșit. Când eu am văzut planul de situație, mi-am dat seama că n-au măsurat tot. N-au măsurat partea unde e în afara gardului, unde era căminul vechi. Și i-am solicitat să vină și să vină astăzi, dar noi am zis să dăm drumul la proiectul de hotărâre pentru ca să nu fim în întârziere cu depunerea proiectului și ca și suprafață o să o trecem reală pe cea în urma măsurătorilor de azi. Deci nu o să trecem cea de 2571 conform planului de situație. O să modifice, adică o să facă un alt plan de situație. Da, cu măsurătoarea exactă, cu toată suprafața. Da. Deci, cu toate că nu se extinde școala pe toată suprafața, dar noi trebuie să avem în domeniul public prinsă toată suprafața. Deci nu mai mergem cu suprafeții nereale, înscrise în domeniul public, în inventarul domeniului public. Deci asta este scopul inițierii acestui proiect de hotărâre. Dacă este cineva care vrea să intervine. Școala actuală rămâne spațiu școlii actuale. Rămâne spațiu școlii. Numai cum se fac o reabilitare la acest spațiu. Geamuri, uși, da, acoperiș, dușumele. Da. Și din în spatele ei, așa, o să fac o... mai fac două clase. Către baie? Da, între corpul ăla, unde era cireșul care s-o tăia, da, și grupul sanitar, și se definitivează, da, și grupul sanitar, acolo se fac, se mai face din holul principal, se face un hol. Tot în aceeași clădire, numai în aceeași clădire, da. Se... Uniforma aia de lână. Da. Deci este reabilitare și extindere. Da, da, da. Mulțumesc. Dacă mai trebuie să intervine cineva, supunem la vot modificarea proiectului. Cine este pentru? Se abține cineva? Mai treci pe la noi? Deci trecem la următorul... La diverse. La diverse. Dacă
Avem... Aici e doamna Geta. Da. Persoane... Prima. Deci, diverse o invităm pe doamna Geta să-și expună. Mulțumesc că m-ați primit. Eu sunt cu programele artistice. Deci asta e problema mea. Eu am, din luna iulie, am înființat un ansamblu a comunei. De dansuri populare. De dansuri populare. La început am făcut în curtea mea. După ce mi-am adus câțiva copii, l-am sunat pe domnul primar și i-am spus problema ce aș vrea eu să fac. Dânsul meu a venit în sprijinul meu, mi-a dat școala de la Rădeana, unde se fac alegerile, unii sunt acolo, mi-a dat școala de la Rădeana. Nu, mi-a dat numai spațiu, adică mi-a dat voie să fac în școala fosta, așa, să-mi... duc copiii și să fac cu ei dansuri populare. Am făcut, dar copiilor, am copii și din Ștefan. Am din Rădeana și din Ștefan. Le era greu pentru a veni la Rădeana. Atunci am vorbit iarăși cu domnul primar și mi-a dat voie să vin la Căminul Cultural, să fac repetiția la Căminul Cultural. Am venit și aici. Mulțumesc pentru asta că am venit și aici. Acum e problema că cei de la Rădeana vin ei aici. Dar asta e problema. Eu mi-aduc cu mașina mea personală. Pe copii. Cei de la Ștefan acolo este mai ușor și vin aici. Eu ce mi-aș dori? Mi-aș dori, adică, să duc mai departe ansamblu, cu datin, cu totul. Da, să-mi o duc mai departe. Am cerut părinților, mi-au dat bani, le-am cumpărat costume naționale. Mămicile, pentru fete, au costat mult mai mult. Că așa suntem noi, partea feminină. E mai scump costumul de... Dar costumul fiind cusut de noi, numai Catrința am cumpărat-o cea țesută, cea autentică. La băieți le-am făcut costumul național, cât de cât este, e frumos și el. Bămicile mi-au dat bani. Pentru mine mi-ar fi la cămin să pot face, să am voie să fiu susținută, să fac câte ceva în căminul ăla. Este gol. Eu fac repetiții cu copii, este totuși, să aud ecouri, să aud, deci n-am perdele, n-am nimic pe, în cămin. Am fost la școală și am vorbit cu doamna directoare. Și mi s-a zis că dânsa îmi dă voie pe de Sfântul Andrei să dăm un spectacol, să dăm. Eu îl dau, mi-am cumpărat stații, eu. Vin cu ea. Dar nimic, am boxe, deci totul mi le-am cumpărat. Dar sala este goală și dacă mi-ar da voie să pot așeza, să-mi aduc. Adică eu tot ce vreau să fac, vreau să fac pe parte tradițională. Să-mi pun covoare cum sunt acum tradiționale, să-mi cumpăr niște prosoape de artizanat, să așez niște căni, niște farfurii de lut, deci totul să fie frumos și tradițional. Dacă mă susțineți, eu duc mai departe tradiția, deci ceea ce fac eu, o fac din propria mea inițiativă. Deci astea sunt toate, dacă mă susțineți, să pot duce. Păi moral de susținere, trebuie altfel de susținere aici. Aici este abordează-o cum trebuie, nu, până la cap. Aici este să de... Să încep să-i dau un răspuns, doamna Geta, pentru o glumă. Că, doamna, îi dai nu sunt satul, că deloc. Am avut școala de la Rădeana. Întâi am avut curtea mea. Da, așa. Ce vreau să vă spun? Deja suntem în procedura de achiziții pentru montarea unei centrale termice cu calorifere în toată incinta Căminului Cultural. Deci și la birourile din existente. Alea, ori mai rezista acolo, nu ori mai rezista, incinta este Căminului Cultural și când ori pleca de acolo să rămână, nu mai umblăm, să mai facem alte... Și avem niște bani pentru mobilier, pentru dotarea Căminului Cultural.
chiar dacă nu venea doamna Geta, eu oricum deschideam discuția în Consiliul Local. V-am spus de când am băgat căminul în reabilitare că nu o să-l mai dăm pentru discoteci sau alte activități de genul ăsta. O să fie numai și numai în interesul cetățeanului. Să facem, să dotăm și bucătăria. E o sală lângă scenă, care am zis să o facem bucătărie cu aragaz, cu frigider, cu ladă frigorifică, pentru cineva care organizează un eveniment, că face o nuntă, o cumetrie. Așa să aibă unui să-și depoziteze marfa. Că-i băutură, că-i mâncare. Și o să facem și, o să punem și perdele la geamuri. Asta sigur, în mod categoric, dar mi-a dat o idee acum cu artizanale. Da. Deci o să fie să le luăm tot noi. Să le luăm noi primărie. Să fie a primărie. Să fie a primărie. Punem, eu zic, așa m-am gândit eu. Dacă aveți altă părere, puteți să spuneți. Pentru mobilier. Mese și scaune, nu bănci. Da, și dacă se face un eveniment ceva, stau pe, așa, stau pe scaune la mese. Dacă se face un spectacol, să dau mesele deoparte, să așează în linii scaunele și stau oamenii și vizionează. Deci asta este și nu promit, dar s-ar putea. S-ar putea până la Sfântul Andrei să avem această... Deci activitatea se desfășoară în bune condiții. Dacă o completare pot să spun și eu, doamna Geta a venit în Consiliul Local cu rugăminte de a o susține noi, Consiliul, în viitorul, eu știu, apropiat, în cazul în care mai vin bani la cultură și e foarte bine că a luat inițiativă. După cum știți, numai Căiuțul, pe Valea Trotușului, nu știu dacă mai e un ansamblu, e la Unești, nu știu cât de bine funcționează. Și Căiuțul așa. Și Căiuțul, dar Căiuțul sunt copii mari, sunt de cu vârstă cuprinsă între 14 și 18 ani, dacă spun bine. Iar doamna Geta pregătește niște copii mici. Până în 13 ani. Așa că e foarte bine că a luat inițiativă, e de felicitat și da, sperăm să țină în continuare și să avem și noi. Dacă găsești și copii mai mari, nu? Da. Dar eu nu am făcut niciun anunț. Deci copiii pe care i-am luat, copiii de ce nu vin? Nu sunt ei siguri de ceea ce că vin și vor merge mai departe cu dansurile. Că a fost susținerea numai din partea mea, dar una este, dacă eu aș face un anunț, copiii de vârsta de la 13 la 16 ani, sau chiar și de la 19, 20, 25, să fac dansuri și pentru oamenii, pentru băieți, pentru oamenii mai mari, mai... Adolescenți. Da, deci să poți face. Cu romii nu e nicio șansă. Nu, mulțumesc. Deci abia pot copiii ăștia... Eu asta mă gândesc. Ar fi o chestie extraordinară, cu părerea mea, dacă acolo, la ei, s-ar putea face ceva și cineva să fie atrași să vină. Da, tot pentru cineva de la ei. Părerea mea că ar fi o chestie extraordinară. Nu-i nimic, pentru că... Dar nu este că dacă o să extindă activitatea asta... Și să se vadă de ei. Dar și așa copiii o să vină singuri. Dansuri tradiționale. Tradiționale pentru țigănești, sigur. Sigur că da, dar... Eu mă gândesc un pic și mai departe să vedem dacă vom avea posibilitatea ca să angajăm un director de cămin. Păi hai, dacă, problema dacă, aici. Dacă noi o să menținem destinația căminului cultural numai și numai în interesul cetățenilor, așa, e bine să avem un director de cămin în condițiile astea. Și directorul de cămin să fie și instructorul de dansuri populare sau celelalte activități populare. Dar atunci o motivăm și pe doamna. Eu asta vreau să vin cu propunerea. Probabil, dacă avem un organigramă, să facem sau să instituim un post. Nu avem, nu. Să vedem în ce condiții putem să... Ca să o și motiveze. Da. Angajat. Și atunci putem trage și la răspundere. Corect. Bine, absolut.
Trebuie să plătească mobilierul din casă. Da. Instrucțiuni de lucru. Eu ziceam să trage la răspundere, că joacă bine pe copii. Să anunță pe fiecare sală. Vedem, poate găsim câteva mici copii și să vorbim cu directoarea școlii să-i dai microbuze. Asta nu e o problemă. Asta nu este o problemă. În afara noi avem microbuzul primării și în afara orilor de program, ca să nu perturbăm... Nu, eu momentan știu când fac repetite, sâmbăta și duminica, copiii fac sâmbăta și duminica, deci mi-am luat eu sâmbăta perfect. Și duminica. Și atunci am putea să punem anunțuri în care sat și să înscrie cât mai mulți copii. Să poftăm din toate satele. Păi tocmai, din toate satele. Am fost în Corbu și în Jăvre. Mi s-a spus că n-au cu ce veni. Avem microbuzul școlii. Deci asta mi s-au spus. Păi aici e vina ta că n-ai colaborat cu noi. Da, mă rog, eu nu început. Nu mi-ai spus de... Undeva de mari ne-ai să striga. Da. Nu, sincer. Și ce ai de transport, că sunt și nu au transport? Deci ei asta mi-au spus, am din Gutinaș. Bine, și la noi sunt din probleme, sâmbătă așa duminica. Sâmbătă așa duminica, șoferul e liber. Da, da. Găsim o posibilitate. O luță și-o venit de parte. Eu încerc o glumă vis-a-vis asta, chiar dacă mai spun mai greu, dar încerc să zic. Primul lucru care îmi văd pozitiv la doamna e că a găsit acel mijloc de a găsi promisiunea la domnul primar. Și am înțeles foarte bine, doamna. Felicitări, vorbesc. Și la Consiliul Local. Împlăniați. Și era un lucru care ne lipsea total. Și ați văzut începutul care a fost căminul cultural, acel spațiu. Dacă doamna a găsit acel spațiu la școală, există spațiu și la noi, grădinița veche la Ștefan, când e vorba de spațiu, lipsesc acei oameni. Vedeți cum e doamna, care se intereseze de așa ceva. Ne lipsește tuturora. Câți dintre noi n-am dorit să vedem un nepoțel, un copilaș, un mai mare, într-o zi de sărbătoare să-l vedem la căminul cultural? Asta dorim. Și eu sunt convins, domnul primar, dincolo de a avea vreun interes de vă, de a vă feria. Lucrul care le-ați promis, le-ați făcut. Căminul cultural, mulți spun, și iarăși ne-au amintit, ce facem cu el? Să-l ducem la capăt. Vis-a-vis de dotări și de tot, sigur că da. Pentru că lumea așteaptă. Și e așteptare firească și logica lor, sigur că da. Dacă lumea așteaptă și eu îi aștept de Revelion, să facem împreună. Foarte frumos! Să facem Revelion. Iar cât privește... Iar cât privește... Rădești și lui Ștefan cel Mare. Iar cât privește... Le-am pus numele la ansamblul nostru. Rădești și lui Ștefan cel Mare. Vedeți că mai e și Asociația Crescătorilor de Animale, tot Rădești și lui Ștefan cel Mare. Contează la Rădești Animalelor. Asociații. Am cercetat, m-am uitat, acest ansamblu nu există. Rădești și lui Ștefan cel Mare. Deci ca să pot să fac așa ceva, trebuie să nu luăm denumirea sau emblema altui ansamblu. Da. Deși dansurile pe care le-am montat și le-am făcut, nu am luat de la alte ansambluri. Eu am fost la Doina Trotușului dansatoare, dar nu am luat din dansurile care le-am avut. Am montat ceva, dar nu... Nu total. Nu mă urea că îi place. Deci un pic... Deci e cu totul că... Deci nu pot să predau copiilor de 6 ani, cea mai mică are 6 ani. Pentru cel de 30. Deci trebuie să mergem, predăm în măsura copilului, vârsta copilului. Și eu aș vrea cu de Sfântul Andrei să pot pune și eu un anunț undeva, să am voie să pun la căminul cultural în ziua de... va fi un... Anunț poți să pui oriunde. Deci anunț ai voie să pui oriunde. Dar să și pot să am... Să fie dotată. Să fiu dotată. Să te adresez deci înainte, la școală. Deci înainte de deci a pune... Deci cam o lună. Eu tot mă țin din cineva ca să scoate și niște prețuri bune la... Eu deja mi-am găsit covoare, că am mers la tanti Ileana, la tanti nu știu care, nu-mi dai un covor, nu-mi dai alea, un... Alea, nu le putem... Deci alea sunt, nu, alea sunt aduse, vreau să le aduc ca o donație. Aia e altă treabă. Da, să-i achiziționez deci, poți. Nu, ca o donație pentru a le așeza, a pune frumos pe...
Dar noi dacă facem achiziția... Am nevoie de cortină. Dacă facem achiziția cu o firmă, firma la rândul ei poate să facă achiziția în baza unui proces verbal. Că îl plătește, că nu îl plătește, dar cu plată. Dacă îl ia moaca, ne-l dă moaca, dacă îl ia cu plată, plătim contravaloare. Vedem, să vedem cum se face. Să respectăm și... Costumele momentan sunt făcute, părinții le-au plătit. Deci le-am făcut după buget, cum s-ar spune, bugetul părinților. Deci ideea a fost a mea, am mers, am cumpărat... Am 10 copii. Da, eu spun că în dotarea Camionului Cultural o să fie și... costume. Costume. Da. Mai mari și mai mici. Mai mici. Așa, el trebuie să vină pe vârstă, că copilul crește și rămân la celălalt care va vine. Deci noi momentan ne-am cumpărat, noi să ne putem prezenta cu... Noi am dat o serbare, cum se spune, da. Nu se mai spunea cu serbări, se spun festivalul, dar noi am mers pe ideea serbarii la Rădeana. S-au adunat părinți, deci au fost părinți, au fost oameni din sat și a ieșit foarte frumos. Da, dar noi putem organiza și alte spectacole la... Deci să aducem. Sigur, să aducem sau să mergem și noi automat noi aducem. Da, dar asta o să fie oricum, o să fie contracost, măcar... O prefață. Dom'le, băgăm și noi în programul vostru, facem promovare pentru local. Deci ideea mi-a venit cu dansurile, am mers cu nevata mea la numărul 1, unui Francisc, care a făcut dansuri la Căiuț, Oituzu, unde are el copii, și m-am dus cu nevata. M-a întâmplător l-am găsit pe Francisc, fostul meu coleg de dans. Dar Francisc, văzând că el a mers, angajat, da, el lua bani. E angajat consilierul primarului, da. În probleme de cultură. Ai Francis mai lipsea și eu îi țineam locul lui Francis. Și atunci am zis, am dat un festival la Casa de Cultură și văzând acolo s-au adunat la Casa de Cultură... Unul singur, cum poate să fie mai mulți. S-au adunat mulți din toate comunele. Și atunci când am văzut, tot strig, comuna Oituz, Dofteana, absolut tot, atunci am zis, de ce nu și comuna Ștefan cel Mare? Și de acolo... Colaborăm cu Gustiocul. Da. Asta e susținerea. Deci eu așa în mare le-am făcut. Avem repetiția cu de sărbători foarte frumoasă. Am înțeles, deci, mai e durerea mea, asta e. Zi. Bun, eu am înțeles ce ai spus tu. Tu ai înțeles ce am spus eu? Am înțeles. Da? Mulțumită? Un moment, vă rețin atenția. Să vă faci obiectul. Ideea lui doamna Stanciu este de salutat. Felicitări, doamna Stanciu. Deci este aprobarea consiliului ca să ne ocupăm de dotare. E o latură care lipsește de mult din activitatea Comunei Ștefan cel Mare. Cei care mai sunteți mai mici, eu sunt mai în vârstă, am prins aici brigăzi artistice, am prins echipe de fluierași, da. Am prins o serie eu întreagă de activități deci culturale. Deci eu am plecat de la Căminul Cultural, de aici am plecat și... cu doamna Izbășoiu, profesoară de matematică, dânsa m-a ridicat și dânsa m-a dus la Casa de Cultură, unde am făcut dansuri populare cu Doina Totuși. Aceste activități au stopat datorită faptului că n-a fost spațiu, Căminul Cultural, știți ce s-a întâmplat cu el. Acum Căminul Cultural, care nu l-ați văzut, arată frumos. Mai trebuie amenajări de pajici, de verdeață, de garduri. Ați văzut că au dispărut o serie întreagă de lucruri care arătau urât. Și o să am convingerea că primarul nostru este hotărât, chiar dacă a mai fost acuzat, bă, tu nu ești de aici, uite că s-a implicat și a devenit om al comunei și dă glas acestei idei și îmi pare bine că s-a ridicat această problemă. Eu o așteptam și va trebui această latură să fie sprijinită, fiindcă însă și prin numele acestei comune de Ștefan cel Mare trebuie să fie plină de tradiții culturale, politice și așa mai departe. Eu o felicit încă o dată și îți rog administrația publică, într-un cuvânt, din care facem parte și noi, Consiliul Local, să sprijine din toate puterile ca această inițiativă să capete viață
se desfășoare în comuna noastră, spre mulțumirea locuitorilor comunii. Mulțumesc! Ciumurul de muzicuți se poate face. Da, au fost concursuri de muzicuțe și fuiere și brigăzi artistice și dansuri populare. Doi care știu să cânti, cunosc eu. Da, așa. Nu vedeți la televizor câte talente există în țara asta, mă. Și nu sunt valorificate de nimeni. Nu are cine să le scoată. Jocuri pe calculator. Noi omorâm pe copilul. Domnul primar, după cum bine știți, lucrările la biserică la Corb nu sunt finalizate. Da. Și momentan să punem o centrală acolo nu se poate. Și am discutat cu preotul de acolo. Dacă se poate să achiziționăm două aparate de aer condiționat pentru biserică? Nu știu dacă mai avem ceva pentru... Da, eu, dacă se poate. ...cultură, că a fost o cam ecuizată jabină, parcă. Conturile. Da. Că bici la gâtânaș, una, nu mă la... Așa ne-a nică, nu? Dar noi sugeram să pui aer condiționat. Te omoară cu curiatul. Nu poți să stai acolo. Se încheiază picioarele. Da, dar cu aer condiționat ai rupt în bani. Plătești la eu din mori. Mai bine o centrală. Da, dar acum nu se poate. Noi avem o turbină la Rădeana. Nu poți să stai acolo. Se încheiază picioarele. Ventilator și bagă aer cald. Aia a fost treaba popii, aia a fost, s-a implicat da, și cu banii adunați de la oameni. De la oameni. Dar nu știu dacă pentru aparatul care vine pentru motorină. Și motorina o plătim noi, câte 10 lei dăm. Ești cheltuit părintele, dar a investit și la Corbul și la Unii. Am înțeles. Mai nou acum face centrala la Corbul. Păi dar nu e gata centrala. Păi n-are cum să o pun acum. Centrală. De centrală o face tot el, mă. Mai tu care ai condiționat? Nu. Centrală la Jovien. Centrală la Corp o face tot el. Și-a luat camera mea. Păi eu vorbi cu Dorel și-a zis că nu poate acum să o fac. Nu poate acum. Eu am vorbit cu... Acum, momentan, nu poate pentru că are o lucrare de terminat în Germania, da? Pe parte spunea că tot așa niște radiatoare, ceva, niște paluri fierii. Nu? E făcut, știi, sigur, Jepar știe foarte bine și se lucrează, nu s-a lucrat acolo. Eu am discutat cu preotul acum câteva zile și vă zic, bă, dacă... Bine, da. Preotul, da, dar nu se poate face poate ce vrea el. El vrea să renunțe la centrala aia pe Lemnin și să facă tot ca la Jervec. Da, ai centrală bilecere, după pochii ăștia, lasă să mai băgăm bani în altă parte, nu ai iurea, utopii de-a lor. Da, ce vizează ei să se bată? Nu vrea să-l luăm Mercedes-ul. S-a luat cu aerotermi de astăzi. Chiar dacă aici ai cu preoță. N-am nimic. Încălzărea. Trebuie, pentru oameni. Dar nu pentru oameni, nu-i pentru preoț. Preoțul fac, o reșeu și eu și dar dacă avem promisiunea că face un om, să aștepte și preotul, nu e îngheață. Dar nu e pentru preot, e pentru oameni. Păi. Dar sunt zombie, până acum cum erau. Păi n-are biserica. Și n-are nici somnă, n-are nimic. Calorifer. Sunt gheață cioarnă, nu poți să stai la primărie. Și ei n-au mai venit la primărie, nu s-au mai venit. Domnul primar, încă o problemă, dacă îmi permite. S-au întâmplat biserică, în ultima vreme, au produs modificări pe ambele râurilor, pe raile noastre din comuna. Vașugan, e Valea Târgului Bogdanu, dacă avem utilajul ăsta, și programați într-o zi, sunt drepte anumite dune, intrări în curțile oamenilor și în mod serios Vașugan să vină buldoescavatorul și în zona Pâțlă, Năpureanu, acolo, s-au produs acolo niște dune de nisip de petriș care nu mai permite ieșirea și intrarea cu utilaje în curțile oameni. Trebuie verificat toată albia părâului. Eu ce am spus, toată albia părâului este modificată, fiindcă au venit viiturile astea ca urmare. Păi da, trebuie depistat unde trebuie neapărat. La Pâțlă, la, și la Dodiță terminat bine, acolo este podul, n-ar fi o mare problemă, nu e urgență. Păi chiar nu este o problemă. Măcar unde nu chiar nu este o problemă. Unde chiar s-au făcut podurile alea ca în zona în spate la Benză la și acolo la Fede. Acolo n-au fi unde intra, am vrut eu să... Deci, praf, de la biserică... Exact, să nu mai avea unde intra. S-a mai rezolvat problema cu...
operatorul mecanic. Da, sunt câteva case acolo. Știu, nu. Nu avem cum să rezolvăm până când nu achiziționăm, cum am spus, achiziționăm tractor cu remorcă, cu remorcă, cu ATI, utilaje și să angajăm pe tractor ca să poată să... Deservească și... Apelul Răileanu, care e la ajutorul social, e un comisar de la terasier. Nu poți să-ți cumpiri matale un tractor și să-l angajezi pe ITM? Nu îl angajez, că așa... Păi dacă e la social, în cap, nu poate să-mi lucreze. Nu, e atins, dacă la un cadru... Nu, noi avem un utilaj care sper să avem grijă de el, nu să-l distruge. Nu stai scopul. Nici eu nu-ți ia. Da, lasă-l, ITM-ul lasă. Așa. O lucrați și pe la alte firme și nu, de ce nu o făcut buleți? O umblat la rezervare, de acolo. Da, nu. N-ar fi primul. Aș dori noi ce facem, dăm pândari să-l... Da, da. Mai trebuie zi doi. Ai venit la capitolul de nou? Uite, locul te așteaptă aici. Dar am zis că dacă tata a zis că e în concert, zic că a intrat și mata odată. La Radiana s-a oprit, s-au stat lucrările? Da, am dat ordine de sistare pentru că am primit adresă de la Ministerul Dezvoltării. Am primit o notificare prin început de septembrie, dacă nu mă înșel, dacă nu mai plătești facturile. Că nu putem depune facturi și situații de lucrări până după 23 septembrie. Băieții au tras, au făcut situații de lucrări factură, au dus-o la București, înregistrată chiar în 23 septembrie. Și după aia am primit altă notificare că s-au luat în calcul, adică pentru plată, cele care au fost depuse până în 15. Ce este? Deci, vă dați seama că îi fac imediat de facturare, poate la nici. Cred că e o oră, Nu, dar odată ce eu mi-asum să semnez o situație de lucrări, dirigentele de șantier își asumă să semneze o situație de lucrări, eu zic că ești real. Așa au făcut și la Oneș. Dar nu, dar așa au făcut, cred că, în toată țara. Toată țara, deci au venit o avalanșă și e blocat. O chestie cu tehnocrații ăștia, care nu și-au asumat niciun fel de răspuns. Dacă era un guvern politic, avea să dea bani pentru că vine alegeri. Nu-și permitea. Nu-și permitea să joace. Mai ales că noi avem contract până în 2017 cu Ministerul Dezvoltării, noi primăria. De ce i-au omenajat? S-au oprit. Am dat ordine de sistare în baza adresei de la Ministerul Dezvoltării. După ei, dacă nu mai lucrau fără adresă, timpul se scurgea, ieșau din termenul de execuții și plăteau penalități. Așa, timpul care au stat acum, îl ducem la anul. Da, domnul Romică. Domnul primar, nu atenționare. Mi-a sugerat cineva să ridic problema aici, în Consiliul Local. Nu o cunosc problema la maxim, dar încerc să o cropesc acum. La școală, la Văleseacă, am înțeles că nu mai sunt copii și nu mai există învățământ acum. Solicit un grup de pensionari ca în sâmbătă, duminica, în timpul liber al lor, să poată intra acolo, să joace diferite table, eu știu, să mai socializez între ei, dacă ar fi posibil treaba asta, una. Și doi, în zona stației, la livada acolo, și în zona, cred că acolo, la Suceveanu, în colț, lipsesc parapeții. A avut cineva o problemă cu mașina să iasă din... După șosea, dacă puteți să faceți o adresă cumva la cei de la drumuri județene, dar când asta? Păi, săptămâna trecută. S-au luat de acolo? Nu sunt. Nu sunt? Da. Și să fie montate de către cei de la direcția drumuri județene. Nu intre în portofoliul nostru aici, da? Iar cu școala, dacă puteți lua o hotărâre, o aprobare, ca să poată intra niște oameni care sunt pensionari, vor să întâlnească acolo, să joace un șac, o tablă. Eu știu să beau un bar de vin. Păi da, da, la primăria Constanța nu-i voie. La primăria Ștefan Ceare. Tot PSD, și acolo. La primărie. Da, unde? Ai zis la școală. La școală, acolo. Dar acolo nu mai ai statul de școală. Poate să ai un club a pensionarilor. Să primim solicitare. Și dacă scris. Este să, da, și cu, nu neapărat, poate să fie anumiți cetățeni, mâine să fie alții. Păi da, da. Dar unul care să răspundă. O responsabilitate trebuie să existe cât de. Deci unul care să răspundă de
fie inventar, să le rămâi. Curățenie cine face? Păi, am rezolvat. Dar eu... Chestiune singură. Dar eu zic să le spui altceva la... Ar fi o idee foarte bună. Să le spui la cei de la Ștefan cel Mare. Da. O să dăm drumul la cămin. La căminul cultural, că eu zic pe dotarea asta să facem și o masă de biliard ca să vină tineretul, cumpărăm tabe, cumpărăm da, masă de tenis, de tenis. Solicitarea asta nu vine din partea celor tineri. Și ea nu, nu, nu. Și a pensionar, da. Să vină să joace table, să joace șac, să vină la căminul cultural. Dacă și atunci o să fie, nu o să fie numai pentru cei din Ștefan cel Mare. Mai socializează și cu aia din nevoie și cu, poate vin de la Vinșoara cineva, vin de la Cutinaș, da. Care își permite, care îi vrea. Dacă e baltă, broaște, se aduc. Da, da, aici intervine problema, trebuie să fie cineva care să răspundă de ce acolo. Sigur că da, trebuie să fie un lider. Care să răspundă din inventar. Nu o să vină numai pensionare, o să vină și tineret acolo, o să vină și mai mult. Dar cum să nu? Orice. Cum să nu? Da, o să fac, cine mi-o avertizare, o să-i spun să fac o cerere, să o aduc aici. Da. Domnule, uite, Romica e membru acestei comisii, învățământ, cultură, agrement, activități. Păi tot un fost consilier mă aveți, să știi unde să adresez, domnule. Îmi place cum a ridicat. Pensionajul n-are unde să omoare timp acum. Ce mi-a la prăjit, toată lumea se la prăjit? Nu, dar nu mai are. Cine-i menționat? Peste votare. Comisia prin membrii săi își face datoria. Acum al perii. Dar și nu sunt în altă comună. Pe cine punem secretar? Face asociația prășitorilor. De fapt, de aia el nu solicită la cămin. E foarte aproape de el acolo, numai că trece gata. Dar cine-i vorba? Acolo sunt 10 pensionari în perimetrul ăla. Da, da. Pe mine mă duce când la după ta. Sau ce trebuie să spun? E un contribuabil la comune. Nu contează. Nu contează. Nu e o problemă cu solicită. Nu contează din comisia asta. Uite, la școală nu mai fără. Fără la școală Romică, să vezi cum merge un bărat. N-am fost când avem directoare. Când au fi directoare. Avem? N-am fost informați. Avem. Pe cei care au fost... Nu. Știu că doamna directoare s-a adeverit ce am spus eu la început. O că 0,9 la 7. Nu știi câte picioare are măcar. Dar ea știa numai câți bani are țigani. Au fost și niște întrebări. Te rog frumos, nu mai fac poze aiurea. Acum că noi... Nu, dar este directoare, să știi. Este ea. Da, deci toți ce... Nu ea. În continuare. Care n-au luat și sunt. Deci toți cei care n-au luat, până pe 16 decembrie, nu se întâmplă nimic. Mai amânat. Nu se face așa. Și după aia o să fie nominalizată o altă persoană care nu neapărat trebuie să îndeplinească condițiile de director. O să... Și o să fie pe o perioadă scurtă. Că nu o să fie de nou. Dar nu au voie să mai dea o dată... Și... La anul. Ba da, da, mică cum să nu. La anul? Da. Dar nu anul ăsta. Păi anul ăsta nu înțelegi, de 16 decembrie. Pe 11 să alegerile, până cred că trece în anul următor. Că la noi totdeauna se dă un termen limită. Și după aia se mai... Tu ai luat o dată examenul, te mai duci încă o dată, crezi că e aici? Da, dar crezi că e singura. Dar ce, de la școala de șofer când ai de atâtea ori, dacă nu dai... Dar nu, Romică, hai că tu ai niște animozități cu ea. Dar nu asta contează. Sau să nu crezi că e singura din județ. Vai ceva, nu știu dacă 30% din județ. Dar și la nivel de țară chestia asta. Dar național e problemă cu... Deci acasă să știi că nu e... organizator să fie acum, să știi să răspundă la întrebările care ți se... Știu mai bine că am un prieten care a fost președinte din comisie. De asta să feresc. De-aia nu luat examenul. De-aia nu luat examenul. Deci că trebuie să iei... Ce-au pus-o? 10. Aici trebuie să scaute. Dar eu știu la ce prieteni se referă. Inspector școlar de zona pe aici. De-aia nu l-am luat examenul. Mesajul meu, cu o zi înainte, a ajuns la Șotcan. La doamna Șotcan, doamna inspector general. Și cu o propunere, dar o propunere, eu chiar nu are treabă politică, o profesoară care e aici, nu vrea. Dar aia cred că ar face ceva de școala asta. Cine? O să vorbim în privat. Profesoară de engleză? Nu din Șotcan. Nu? De română. A, de română? Deci nu te trebuie. Deci cine? Ar trebui să știi. Chiar trebuie să le știi pe toate domnului. Domnul președinte la Consiliul, la Consiliul de Administrație. Cine e? Care? Cine? Păi întrebăm președinte. Dar spune-le, ce mai e? Domnul Eleanu, nu sunteți președinte de acolo? Unde? Consiliul de Administrație la școală. A, da. Poliția, știu, mecanică.
Eu nu mi-am ales. Dar vezi că domnul... cu Voiti, care să fie... Romica, spre deosebire de tine, pe domnul Răileanu, îl interesează activitatea în cadrul școlii. Nu persoane. Deci pe tine te interesează persoane. Nu, dar eu când eram, eu sărit în Voiti, una, ce bună organizatoare. Eu zic că din ce știu eu, din ce știu eu până acum, a nu vorbit de rău alte persoane, cred că doamna Bitere a făcut cel mai mult pentru școală. Deci ca un bun organizator. Au avut și susținere, nu? Ei, că a avut, că n-a avut, dar nu-i trebuia susținere ca să, nu-i trebuia susținere ca să stea dimineața până seara în școală. Păi dacă ești bun organizator și n-ai primit cerul să mai fii numit în continuare, ce mai e? Nu, deci după cronometru, auzi, nu trata așa, activitatea unui bun gospodar cu niște întrebări date puse aiurea. Domnul primar, testul ăla a fost... M-a lăsat să declar ședința închisă? Deci așa, domnul Rolic v-a zis că vrea să vorbească în particular. Așa că în particular îl primiți dumneavoastră. Cu ce vreți? Nu, despre o propunere. Despre propunere. Deci declarăm ședința închisă.